primul război mondial s-a distins o figură aparte, impunătoare. Generalul Henri Matthias Berthelot, unul dintre cei mai capabili absolvenți ai prestigioasei Academii Militare Saint-Cyr. Își începuse cariera în Algeria, la Tonkin și Annam, rezultatele activității sale fiind superlative. După ce a căpătat experiența practică în comandarea unor importante unități militare, Henri Berthelot a fost rechemat în Franța și din anul 1907, cooptat la Marele Stat Major, având șansa să lucreze cu marele erou al primului război mondial, mareșalul Joseph Joffre. La izbucnirea marii conflagrații mondiale, Henri Berthelot, numit șeful statului major al lui Joffre, a participat la întocmirea planului de război al armatei franceze, cunoscut sub denumirea Planul 17. S-a numărat printre cei mai buni comandanți militari din timpul primei bătălii de pe Marna, cea din 1914, decisivă pentru Franța și pentru moralul armatei franceze. Remarcat și pe front, în luna noiembrie a acelui an, a primit comanda rezervelor de la Soissons, după care a devenit comandant al diviziei 53, în anul următor fiind promovat comandant al corpului 33 de armată. Henri Berthelot se dovedi să fi unul dintre cei mai buni comandanți militari francezi. Din cauza unor defecțiuni de sincronizare între armatele română, rusă și franceză, românii s-au trezit că luptă singuri, urmând o cavalcadă de înfrângeri. Drept urmare, în anul 1916, generalul Henri Berthelot a fost numit la comanda misiunii militare franceze, trimisă pentru a ajuta la refacerea armatei regale române și pentru a corecta problemele administrative și de moral cauzate de înfrângerile de la finele acelui an. În fruntea 1700 de ofițeri a ajuns în România în ziua de 15 octombrie. Venise prin Rusia, unde s-a întâlnit cu țarul Nicolae al II-lea și cu principalii lui generali, inclusiv cu marele strateg Alexei Brusilov. Din discuțiile avute, a înțeles că pentru ruși România nu reprezenta decât o valoroasă monedă de schimb în viitoarele tratative cu puterile centrale. Judecând la rece, cum obișnuia, reieșea că misiunea sa devenea una imposibilă. A priceput și că armata română trebuia să fie pregătită să lupte atât cu adversarii din exterior, cât și din interior, cu însuși marele aliat de la răsărit. Probabil că această perspectivă sumbră a trezit în el capabilități eroice, nu neapărat filoromâne, situația gravă a României, afectând prin implicații și situația unei Franțe copleșite numeric de invadatori. Trebuia așadar să ducă de la distanță și o luptă pentru Franța natală. Numit șef al comandamentului aliat al Dunării, generalul Berthelot este cel care a activat la Iași, capitala de atunci a României, timp de 6 luni. A fost consilierul regelui Ferdinand, comandantul de căpetenie al armatei române, a colaborat cu generalul Constantin Prezan, șeful marelui cartier general român, s-a implicat în toate deciziile utile refacerii armatei române decimate și dezorganizate de înfrângeri, mobilizând recruți care au fost înzestrați cu echipament modern adus din Franța și Regatul Unit al Marii Britanii. Remarcând cu îngrijorare absența rețelei de comunicații, ignorată de statul major român, tot el s-a ocupat de instalarea legăturilor telefonice între comandamente și unitățile de pe front. În final a împărțit cei 493.500 de ostași români în două armate, care au fost intercalate între armate rusești de circa 1 milion de oameni. Trebuie subliniat că greul luptelor a rămas pe umerii românilor. În condițiile în care multe unități militare rusești cuprinse de febra bolșevismului părăseau frontul, succesele marilor bătălii de pe Uituz se datorează și bunei organizări întreprinse de misiunea franceză sub comanda generalului Berthelot. Practic, el a creat armata care va repurta strălucitoarele victorii de la Mărăști, Uituz și Mărășești, această triplă victorie fiind singura obținută de o forță a Antantei în anul 1917 și care îi va supune pe ostașii ruși îndemnați la haos de către bolșevici. În aceste momente critice s-au remarcat generalii români Alexandru Averescu, Constantin Cristescu și Eremia Grigorescu, dar și bravura armatei regale române sau devotamentul reginei Maria, care i-a îngrijit pe soldații răniți ori bolnavi. Cu
Cu luptele de la Mărești la 11 iulie, cu ofensiva românească condusă de generalul Alexandru Averescu de la Mărășești, 1-24 iulie, sub conducerea generalilor Constantin Cristescu și Eremia Grigorescu, românii au dejucat planurile de luptă germane de ocupare a Moldovei și de cucerire a portului Odessa din Rusia. Generalul Berclau a înțeles perfect situația României în momentul ieșirii Rusiei din război, în noiembrie 1917, respingând cu îndârjire orice idee de retragere în Kherson, Poltava sau Harkov, propusă de unii politicieni din preajma regelui și Ionel Brătianu. A înțeles, cum va dovedi la tratativele de pace de la Versailles, și necesitatea încheierii unei păci separate cu puterile centrale, la Buftea, în urma prăbușirii frontului rusesc, o pace formală acceptată de Parlament, dar neratificată de regele Ferdinand cel Loial, credincios tratatului de alianță semnat cu Antanta. Apreciindu-i cum se cuvine aportul la revigurarea armatei și argumentele geostrategice, guvernul condus de Ionice Brătianu și Parlamentul Român i-au acordat cetățenie română la 21 mai 1917, decizie promulgată de rege la 18 iulie. Datorită popularității sale, mulți români din Ardeal și Bucovina au sosit în Iași și s-au înrolat ca voluntari. În 8 iunie 1917, în Piața Unirii și dinaintea generalului Berclau, au depus jurământul de credință față de rege și țară. În semn de recunoștință, a fost invitat să însoțească familia regală la revenirea în București la 1 decembrie 1918. În fața statuii lui Mihai Viteazu, generalul francez a spus aceste cuvinte demne de cetățeanul român care devenise: sângele eroilor căzuți în luptele marelui război să fie pentru tine, o frumoasă Românie, sămânța de noi virtuți, în așa fel încât copiii tăi să fie mereu demn de părinții lor și gata să-ți apere pământul sacru, atât de des invadat, dar în cele din urmă întregit prin efortul ultimelor generații. Tot în semn de recunoștință, i-a fost acordată o moșie în Hațeg, lângă localitatea Fărcădin. În postura de cetățean cu drept de a participa la întrunirile regale, a făcut o lungă și benefică vizită în principalele localități ale Transilvaniei, vorbind în numele României Mari și menținând în români speranțele trezite de adunarea de la Alba Iulia. Faptul este extraordinar, dacă se ține seama că această vizită, cu scopul pro-român menționat, s-a desfășurat înaintea începerii conferinței de pace de la Paris și că prezența lui a intimidat autoritățile maghiare, care preluaseră abuziv administrația și chiar a zădărnicit planurile lor de supunere prin teroare a populației majoritare. Mai mult, a încurcat și proiectele unor state din Antantă de menținerea Imperiului Habsburgic, obligându-le să-și revizuiască opțiunile în conformitate cu tratatul încheiat în august 1916 cu guvernul român, ce stabilea că posesiunile habsburgice locuite de români reveneau regatului român. Aceasta fusese de altfel condiția intrării României în război de partea Antantei, fapt ignorat ulterior. Călătoria marelui erou franco-român a fost urmărită de presă pas cu pas, toate plângerile maghiare împotriva sălbăticiei românilor devenind ridicole când generalul Berclau ajungea la fața locului și constata contrariul, informând imediat guvernul de la Paris aranjamentele intensului lobby maghiar căzând unul după altul, ca niște piese de domino. Ziarul Unirea din Blaj a scris despre sosirea trenului în gara Ibaș-Falău, din apropierea Sighișoarei, în ziua de 14 ianuarie 1919. După ce observă că trenul ar fi trebuit să stea în stație un minut, dar a stat 10, notează răspunsul lui Berclau la salutul protopopului George Simo: de 4 ani luptăm cu râvnă pentru idealul și libertatea națiunilor. Astăzi, trăiți în a doua zi a anului nou, an de independență și libertate veșnică. Voi nu de 4, ci de 1000 de ani așteptați aceste zile mari pe care le meritați pe deplin. Urcând în tren, s-a adresat femeilor: creșteți, lucrați și faceți copii pentru a moșteni acest pământ românesc într-o Românie mare și în veci indisolubilă. O încheiere care spune totul. Același ziar publică o notă despre sosirea generalului Berclau la Sibiu,
despre întâlnirea cu Iuliu Maniu și cu preoții români. Autorul preciza: Berthelot le-a mulțumit, îndemnând pe toți la continuarea activității dezvoltate până acum. În răspunsul dat preoților români, a accentuat că biserica a fost depozitarea idealului național românesc și în inimile lor s-a conservat perseverența realizării sale. Trecând prin Alba Iulia, a resimțit timpul de glorie a lui Mihai Viteazul. Generalul nu a vorbit cumva ca un român să dea? Tot ziarul Unirea rezervă aproape o pagină pentru a descrie sosirea generalului la Cluj și primirea fastuoasă care i s-a făcut de către români în prezența câtorva notabilități maghiare care îi uraseră bun venit, scrâșnind din dinți. A ținut un discurs cald, în care nu a uitat nicio categorie socială. Remarcabilă a fost încheierea care i-a amuțit pe unguri: Viv la Grand Romanie! Ziarul Românul din Arad a dedicat câteva pagini vizitei sale la Cluj, Sibiu și Săliște. Abundența detaliilor trădează emoția redacției dinaintea partizanatului explicit al generalului Berthelot, a rădenii, cum rezultă din comentarii, fiind prinși la mijloc între unguri și sârbi, fiecare urmărind să stăpânească populația română din oraș. Pentru final, un fragment din cuvântarea generalului pe peronul gării Copșa Mică, o cuvântare care dezvăluie cât de strânsă devenise legătura lui cu națiunea română. Cunosc foarte bine chestiunea românilor ardeleni, pe care îi socot vrednici a trăi liber pe moșia lăsată în grija lor, cu limbă de moarte, de împăratul Traian. Sper că anul nou în care am intrat o să aducă un frumos cadou tuturor popoarelor mici și în special românilor, despre a căror vitejie m-am convins personal la Soveja, Oituz și Mărășești. Ca de fiecare dată, încheind cu urarea: Trăiască România Mare! Un francez ne învăța să fim români!